de asta și vă așteptăm. Se plănuiește reținerea domnului Cebotar sau nu? În cazul în care domnul Jordan nu vine mâine la 9.30 la ședința Comisiei Juridice, ce faceți? Examinăm în lipsă. În lipsă? Da. Și ulterior, dumnealui, dacă deja, nu vine în țară, care sunt măsurile care le puteți lua? După examinarea în ședință plenară a cererii mele, deja organul de urmărire penală s-a întreprins toate acțiunile. Adică... O să efectuăm toate acțiunile în lipsa dumnealui, deja nu pot veni cu mai multe detalii. Adică poate fi anunțat în căutare națională, ulterior internațională, asta veți vedea? Nu. Da, ce? Să înțelegem și noi. Da, să ajungem la ziua de mâine, întâi să examinăm cererea, să vedem. De ce este acuzat? Mâine să vă răspund ce este dumnealui acuzat. Dar cum calificați? Ați văzut că ați primit o serie de acuzații în plenul Parlamentului, că activați la comanda cuiva, totuși eu trebuie să reiterați. Eu, încă o dată, reinteres. Nu acționez în interesul la nicio persoană, la grupuri de persoane, nici la politici. Cine interes urmează? Să vedeți. Din Parlament cineva?